În fiecare vineri de la ora 18 puteți urmări live pe Facebook și YouTube noile podcasturi La un ceai cu Rom și chestiuni rome. La un ceai cu Rom, cunoscutul actor și regizor Vali Rupiță este simpatica gazdă care îi întâmpină pe artiștii momentului. Aurel Ioniță Clejean. De început cu Fiorelize și pe media 6-8, e treabă bună. Urmăriți așadar podcastul La un ceai cu Rom, unde se spun povești de culise din lumea culturală și artistică și se cântă cu foc. Please release me, let me go, for I don't love you anymore. Chestiuni Rome, podcastul realizat de Monica Cornea, vă invită să descoperiți personalități deosebite care au povești fascinante de viață din toate domeniile. Nu știu, cred că nu ne-ar ajunge o zi să povestim. Viața te ajută să evoluezi și cumva m-a inspirat să cânt și să fiu un om, cum să zic, bun în societate. Dezvăluiri emoționante și situații inedite, toate vă așteaptă la Chestiuni Rome într-un exercițiu de sinceritate menit să vă prezinte spectacolul vieții la intensitate maximă. De 17 ani, Departamentul Mass Media, Cultură și Culte al Partidei Romilor produce cea mai complexă emisiune a minorităților din viața romilor, un produs media de înaltă ținută care, în fiecare ediție, vă aduce cele mai proaspete informații, reportaje diverse și dezbateri pe cele mai incitante teme. Ediția La Cioghes de duminica trecută a fost una cu totul specială. Frații Stanciu Orchestra, Iuliana Stanciu, Neluță Neagu și Petruț Babiac au umplut platoul și au dat tonul distracției. Sărbătoritul zilei a fost pe Picu Stanciu. Să trăiască la mulți ani. Cine să trăiască, Iuliana să-l iubească la mulți ani. Nu au lipsit nici momentele haioase sau piesele fără de care petrecerile nu au farmec. Urmăriți-ne în continuare pe Național TV, N24+, și live pe paginile noastre de Facebook și YouTube, unde veți afla ultimele noutăți. Dansului spaniol, așa cum îl numește presa internațională, Eduardo Guerrero, vine la București pe 26 mai și concertează la Sala Palatului începând cu ora 19:30. Aclamat de public și iubit în Statele Unite ale Americii, Marea Britanie sau Olanda, Eduardo Guerrero este un dansator cu o energie extraordinară, iar dansul său reprezintă un tur de forță, expresivitate și emoție la cel mai înalt nivel. Este pentru prima oară când vine și noi ne bucurăm foarte tare că vine acum atunci când este plină forță, nu? Pentru că de obicei la noi în țară vin artiștii când își încheie cariera și vin pe spectacole de final. El a ținut neapărat să menționeze că acum este în plină putere și vrea să ne arate ce poate el acum. Despre Eduardo Guerrero se spune că dansează imposibilul și asta pentru că demonstrațiile sale de dans îmbină mai multe stiluri de flamenco. Tensiunea, ritmul și intensitatea acestui spectacol nu vă vor lăsa nici de cum indiferenți. Eduardo Guerrero este un dansator care pictează pe scenă cu corpul lui. Mie îmi place să spun lucrul acesta, este un dansator plin. Focul și ardoarea pe care o exprimă în momentul mișcării, durerea și emoția, sentimentul și puterea pe care o are, mai ales puterea asupra publicului, oamenii când vin la el la spectacol, știți, intră cu un zâmbet de spectacol, de a se simți bine și în momentul în care ies de acolo, ies total transformați, dar în sensul bun al cuvântului, pentru că energia pe care el o emană o preia publicul. De ce? În momentul în care faci ceva cu sufletul, cu tot sufletul tău, cu tot ceea ce însemni tu, atunci
atunci oamenii din jur automat preiau această emoție și acest sentiment. De aici este considerat fabulos, de aici este considerat diferit, pentru că el se conectează cu publicul atât de puternic încât cumva simți că faci parte din spectacol. Supranumit și regele flamencoului modern, cariera sa a luat amploare odată cu trofeul câștigat la festivalul de la Cadiz, în anul 2017. Ale. Este un spectacol de culoare extraordinar. La final, mesajul este ca cel de pe vremuri pornit din comunitatea romilor, da? Indiferent ce se întâmplă, nu renunța. Genul muzical flamenco a fost înscris în anul 2010 pe lista reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial al umanității, potrivit UNESCO. Dacă doriți să deveniți parte a universului flamenco preț de câteva ore, atunci nu trebuie să pierdeți spectacolul lui Eduardo Guerrero. În perioada 6-8 mai la Sinaia a avut loc adunarea generală a Asociației Partida Romilor Pro Europa. Evenimentul a reunit conducerea Partidei Romilor, membrii Organizației de Tineret a Partidei Romilor și liderii filialelor din țară. La ședință s-a discutat despre aprobarea bugetului, despre venituri și cheltuieli în anul curent și despre recensământul populației, etapa a treia. Se vor adopta o serie de hotărâri pentru bunul mers al organizației și revin asupra unei hotărâri de maximă importanță pentru asociația noastră. Faptul că toate structurile organizației vor avea obligativitatea de a se organiza în vederea înregistrării de membri atât în platforma electronică cât și în registrele de evidență a acestora. Pentru fiecare sucursală pornește de la 500 de membri. Acolo unde în structura organizatorică avem două structuri, două sedii, numărul se dublează și așa mai departe. Încercăm să departajăm oarecum și alocarea de fonduri între județe, dar neapărat trebuie să identificăm necesitatea de implementarea acțiunilor noastre pentru membrii asociației. La inițiativa președintelui Partidei Romilor, membrii organizației de tineret au decis să crească gradul de implicare în privința strategiei de dezvoltare a comunităților rome din țară. Noile măsuri care vor fi implementate de către tinerii romi până în luna decembrie a anului 2022 vizează educația, dezvoltarea comunitară, recensământul populației și încurajarea relaționării cu instituțiile statului, atât la nivel central cât și local. Ce gânduri pleci de la această adunare generală? Măi, e o adunare generală benefică pentru că marchează începutul activităților și acțiunilor noastre în 2022. S-au abordat diverse teme, începând de la acțiuni până la partea de ceea ce înseamnă resurse umane, partea de organizare în teritoriu, partea de organizare la nivel de regiuni, partea de organizare la nivel național. Am discutat astăzi și despre ceea ce înseamnă asumarea politică a Partidei Romilor Pro Europa pentru ceea ce înseamnă 2022-2024, pentru că urmează o etapă importantă pentru noi. Ne apropiem de cel mai important an electoral din ultimii 20 de ani, anul 2024. Așadar, am atins toate subiectele, am vorbit chiar și despre administrația publică, despre ceea ce înseamnă rolul consilierilor locali, consilierilor județeni, consilierilor municipali, al primarilor, viceprimarilor și așa mai departe. Am vorbit și despre acest subiect. Ca să închei, adunarea aceasta generală a însemnat un start pentru noi și o planificare a tot ceea ce înseamnă activitățile, acțiunile și indicatorii pe care noi, bineînțeles, îi avem de atins până la sfârșitul acestui an.
De 17 ani, Asociația Partida Romilor se implică activ în aplicarea măsurilor afirmative în educația elevilor romi, în cadrul campaniei naționale de acordare a recomandărilor pentru locurile speciale disponibile în licee și facultăți. Organizația derulează în întreaga țară acțiuni de consiliere și orientare școlară pentru elevi și părinți, prin parteneriatele încheiate anual de Partida Romilor cu inspectoratele școlare județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului București, au fost create și îmbunătățite procedurile de consiliere școlară, înscriere și distribuire a locurilor destinate elevilor romi. Domnule Tiberiate, suntem în perioada, eu știu, exact în perioada anului când cei mai mulți tineri se gândesc deja la înscrierea la liceu și știu că dumneavoastră întotdeauna ați fost un județ fruntaș, nu, la recomandări sau printre primele. Spuneți-mi cum stați în acest an, cum... Să știți că... ați putut informa părinții, elevii? Deci cu mult înainte a începerii acestui start de a înmâna recomandarea tinerilor, atât pentru liceu cât și pentru universități, împreună cu alți studenți și cu absolvenții unor facultăți, universități, am mers și facem această muncă tot timpul, facem și vorbim cu familie de etnie romă. Noi explicăm de fiecare dată ce rol are și ce importanță are și până la urmă cea mai importantă este educația. Nu este suficient să ai o educație numai din familie, cu toate că e cea mai importantă, dar se îmbină educația de acasă cu cea de la școală. Și cât de important este și ca tinerii să meargă mai departe. Este important pentru că această recomandare eliberată de Partida Română și de colegii din țară și noi de la Dolj sunt cu titlu gratuit. Adică să se înțeleagă odată că aceste recomandări sunt... Nu costă nimic nu costă și nimic, nu implică... Ba din potrivă, eu le-am sugerat să vină să-și ridice recomandarea și vor beneficia și de programele noastre de burse școlare. Pentru că sunt foarte mulți copii care provin din comunități de lăutari și care se duc foarte mult să se înscrie la Liceul de Arte din Buzău și au nevoie de o probă eliminatorie care se are loc înainte de partizarea finală și ei au venit mai devreme să le dau astfel de adeverințe. Ce se întâmplă? Eu am mai dat ca ONG până acum, dar de acum, fiind și reprezentant al Partidei Romilor, o să dau doar pe Partida Romilor, pentru că așa este corect. Este cea mai importantă organizație a romilor și singura recunoscută la nivel național, care se ocupă în principal inclusiv cu reprezentare parlamentară și guvernamentală, care se ocupă de problemele romilor. Copiii din comunități, prin prisma educației, pot vedea mai mult decât acel ajutor social, pot vedea mai mult decât comunitatea lor. Săptămâna trecută, împreună cu colegii mei de la Partida Romilor, am organizat Olimpiada de Limba Romanii la Alba Iulia și acolo am avut un episod așa care pe mine unul m-a marcat. Un copil plângea pentru că era prima oară când ieșea de la el din sat. Și a văzut un oraș și pentru mine momentul ăla a fost marcant. Și m-am gândit că uitați, educația este singura cale prin care copiii pot reuși și prin care copiii pot ajunge acolo unde și-au propus în viață și să țintească cât mai sus. O temă de maxim interes abordată în cadrul evenimentului a fost recensământul populației și locuințelor aflat în plină desfășurare. Această cercetare amplă, realizată odată la 10 ani la nivel național și european, nu este doar un exercițiu statistic. Alocarea fondurilor pentru toate serviciile de care beneficiază populația, de la sănătate și educație, la infrastructură și politici publice, depinde de rezultatele recensământului. Pentru cetățenii de etnie romă, asumarea și declararea identității la recensământul populației și
locuințelor este un gest care poate influența pe mai multe planuri îmbunătățirea condițiilor de viață și viitorul comunității rome. Începând de săptămâna viitoare până pe 17 iulie, recensământul se va realiza prin colectarea de date la domiciliu, prin interviuri față în față cu recenzorii. Seniorii și membrii organizației de tineret a Partidei Romilor din întreaga țară sunt implicați în campania națională Asumă-ți identitatea, pentru a susține participarea etnicilor romi la recensământ. În minutele următoare vom vedea cum decurge acest proces în filialele Partidei Romilor din țară. Salutăm inițiativa Asociației Partidei Romilor pro Europa de a încheia un parteneriat la nivel național cu Institutul Național de Statistică, în baza căruia am putut să angajăm recenzori romi. De ce este important acest lucru? Partea de autorecenzare a ajuns la cetățenii români, dar ținând cont de situația economică a cetățenilor români de etnie romă și de necesitatea de a avea acces la internet, un calculator, acolo suntem defavorizați. Partea a doua a recensământului, cea de door-to-door, mers din casă în casă, în care intervin și acești recenzori care vorbesc limba sau sunt chiar din comunitate, apropiați de comunitate, este foarte importantă pentru că atunci ajungem la toate persoanele din comunitate și mai ușor vorbești, mai ușor dai răspunsurile și mai corect unei persoane pe care o știi, care este din comunitatea ta, decât dacă îți vine o persoană care nu este de etnie romă, de la primărie și poate te simți stânjenit. Și am observat această situație la recensământul din 2011, când numărul cetățenilor români de etnie romă nu a fost conform cu datele oficiale lansate, pentru că oamenii au fost stânjeniți să se declare de etnie romă. Deci, datorită acestei implementări, aveți speranța că vor fi mai mulți romi declarați decât la recensământul anterior? Sperăm că cifrele vor exprima situația reală sau vor fi cât mai apropiate de situația reală. Cum s-a pregătit Clujul pentru acest recensământ? Țin să vă anunț că noi la Cluj am depus un număr de 38 de cereri de recenzori care vor activa în comunitățile rome din județul Cluj cu data de 16. Avem tineri pregătiți care au fost perfecționați și de câteva zile au fost formați pentru a face acest lucru. Avem încrederea că vom avea un număr destul de bun față de anii precedenți. Mă refer aici la numărul de populație de populația romă. Și cei care se vor declara. Cei care se vor declara. Și împreună cu acest recenzor vom participa și noi din cadrul organizației noastre, mai ales organizația de tineret a Partidei Romilor Cluj. Ne vom deplasa și noi cu acești colegi ai noștri care au fost declarați de către cei de la Institutul de Statistică. Vom merge în fiecare localitate și vom încerca să îndemnăm populația romă să-și declare apartenența la etnie, plus, pe de altă parte, noi, Partida Romilor, avem anumite acțiuni care le vom desfășura în perioada aceasta și vom îndemna populația romă să-și declare apartenența la etnie. Noi, la sediul nostru, am avut o persoană delegată care se ocupă de autorecenzare și am chemat toate persoanele de etnie romă să vină la noi să-i ajutăm, cei care nu pot, care n-au putut intra pe platformă, care n-au reușit. Noi am avut o persoană delegată la birou de la ora 9 până la ora 16 să stea acolo să ajute persoanele să se autorecenzeze. Sunt persoane din comunitate care așteaptă următoarea etapă a recensământului, etapa clasică, door-to-door? Cu siguranță, da. Și cu ajutorul persoanelor noastre din organizație care au fost admiși ca și recenzori, cu siguranță vom avea rezultate mult mai bune decât am avut până acum și vor ajuta să treacă, să depășească acel prag de recunoaștere a etniei. Cu autorecenzarea, într-adevăr, cetățenii de etnie romă e puțin mai greu, dar sperăm că odată ce va începe recensământul casă din casă, poate că reușim să ajungem cel puțin la un nivel optim de recunoaștere a identității. Din ce se știe,
o mare parte dintre cetățenii de etnie romă merg pe acest stil clasic. Nu zic că nu sunt și persoane care se autorecenzează. Sunt deja care s-au și autorecenzat, dar există încă un număr destul de important care trebuie să-și recunoască identitatea. Cât crezi că este de important ca etnicii romi să aibă, iată, un recenzor de etnie romă? Cred că este foarte important pentru că atunci când empatizezi cu un coetnic, cred că barierele sunt doborâte mult mai ușor. Și astfel te poți deschide și unii dintre concetățenii noștri de etnie romă pot accepta și pot spune sincer că sunt de etnie romă și aparțin de etnie noastră. Așadar, în urma acestui beneficiu pentru etnia romă, speri la rezultate mai bune decât la recensământul anterior? Eu nu sper, chiar cred că vom avea rezultate foarte bune. Dacă la ultimul recensământ din 2011 am avut un număr aproximativ de 6.000 de locuitori români de etnie romă, sper eu că acum cifrele se vor dubla cel puțin. Sunt recenzor în comuna Șinca, recenzor arab. La nivelul comunei Șinca, până în momentul de față, avem aproximativ 1300 de persoane autorecenzate și acest lucru nu poate decât să mă bucure. Înseamnă că Asociația Partidă Romilor Pro-Europa de la nivel județean își face treaba și vine în sprijinul oamenilor de etnie romă, împreună cu ceilalți factori de decizie, și aici mă refer la primărie, la școală și la toate instituțiile statului, care nu de altfel au rolul de a sprijini toți cetățenii comunei Șinca. Spuneți-mi așa, din prima etapă, cea de autorecenzare, v-ați mai întâlnit cu oamenii, s-au descurcat să se autorecenzeze sau ei în primul rând sunt conștienți de acest lucru, că trebuie să participe, practic, la recensământ? Sunt conștienți. Acum sunt și anumite idei preconcepute. Din punctul nostru de vedere, pe aceste 16 localități, am avut un număr de 5 recenzori ARA și lucrurile au mers bine. În opinia mea, cred că se putea mai bine, dar totodată am avut și bucuria pentru că avem un număr de 20 de recenzori care vor merge din casă în casă, ceea ce mi-am dorit eu, da, pentru că impactul este mult mai... Atunci când te duci acasă, îl găsești pe om, nu e necesar să vină el personal în locurile acelea unde așteptau să fie recenzați. Deci e mult mai facil pentru... E mult mai facil, da. Și acolo zic eu că e impactul și se poate transpune realitatea. Ce considerați că ați mai putea face, eu știu, în perioada următoare, ca oamenii să fie și informați, să și dorească să participe la recensământ și practic să conștientizeze cât de important este să-și declare apartenența la etnia romă? Noi ne-am propus în cea de-a doua etapă să mergem cu persoanele care sunt desemnate de noi în comunitate și să facem informare în fiecare localitate în parte. Deci cât ne putem rezerva timpul, să fim prezenți aproape zi de zi. Deci e important să mergeți până la urmă chiar la ei în comună, în localitate, nu? Să mergeți, da, și să informați din ușă în ușă, cum se, da, spune. Persoanele pe care i-am numit sunt persoane de etnie romă cu 12 clase. Sunt persoane cu studii, dar totuși președinții de la partidă au un contact mai bun cu comunitatea și atunci comunitatea răspunde bine. Atunci când noi îi informăm și le explicăm avantajele pentru a-și declara etnia. Ce îndemn avem acum înainte de acest 17 mai? Demnul meu pentru 17 mai, să știți că va fi o muncă de teren foarte grea, care mă voi ocupa
cu colegele mele din primărie, cele care au fost numite și au fost alese ca recenzori. Deci, în afară că munca va fi de teren, îndemn pe cei care sunt plecați în diaspora, care sunt din comunitatea mea de rom din Toflea, să se autorecenzeze, să fim mândri pentru ceea ce suntem, cetățeni români de etnie romă, pentru că vom avea nevoie de aceste date într-un sistem național ca să beneficiem de proiecte, să beneficiem de localitățile sărace care nu au apă, canalizări și asfaltare, drumuri, școli și toate astea, cunoscându-le la nivel național și chiar internațional numărul de romi pe care suntem, atunci vor veni în ajutorul nostru guvernul sau chiar Banca Mondială, vor veni cu investiții și vor investi în cetățenii noștri romi și nu numai. Câteva vorbe în limba română pentru etnicii noștri de afară. Cu mare dragoste! Chiar sunt vorbitor de limba romanii și le zic așa, baromai santu devla, rodiaptum în țară romen, oricai sentumean de Germania, de Anglia, de Spania, de Franța, avele data de aia caisi cu 17 mai, s-am obligatoria țară rom, te autorecezia s-a mentă, scrizia s-a mare căra, e foarte importantă, că moște pirau, dar o gau, dar retoflea, Dolhacaina se încăre, o ște scrizi, aptu mare căra. S-o utilitate si tu mai că o căra. Si tu mai în gazul, si tu mai în pani, si să racordime că centrala că pane este din Anasen, si izolime o căra, nana izolime căra, mă știu, na cau, să are date să dalca, ca ta știa să te beneficiza leame de proiecte europene, hai guvernamentala, ca si andare țara mende că România. Rodia Ptumen, din tot sufletul, le în legatura manța, pe Messenger, pe Facebook, mă telefonul, mă număr de telefon, Janale Sari, Sari Toflea, Tarul Braceștii, Sari Diaspora, Janale, le în legatura manța, si foarte importantă, te gras cu orice sământos, cu zon brom sam, Sare, andare România, nato ca rom, leu gajesi importanta, ca ta știi întavem la nivel de România, ca ta știi atedicați cu zon populația seamen. Hai pe nou, delta binecuvântirea lui Tumențaro, re creștinen, li ortodoxa, li penticostala, li baptista, li catolicea, o delta binecuvântirea lui Tumențaro, delta mână înțelepciunea, hai te oați manușile de vlăscăre până la sfârșitul zilelor noastre. Campania Asumă-ți identitatea, demarată de către Partida Romilor Pro Europa încă din luna octombrie a anului trecut, a făcut turul comunităților de romi din toată țara. Scopul a fost acela de informare și conștientizare, pentru că romii au nevoie de modele rome de succes pentru a obține rezultate notabile în toate aspectele vieții. Declararea într-un număr cât mai mare a etnicilor romi are o miză uriașă, nu doar din perspectivă morală, ca un semn de respect față de istoria zbuciumată a generațiilor trecute prin robie și holocaust, dar are și o miză economică. Romii acum, într-adevăr, au o reticență ca să-și recunoască identitatea și pentru asta trebuie dusă o muncă destul de asiduă ca oamenii să fie convinși că mă, dacă și recunosc identitatea, nu au nimic de pierdut, ci dimpotrivă. Este în interesul lor până la urmă. Normal și e interesul tuturor, pentru că acolo unde sunt comunități cu cetățeni de etnie romă în număr destul de important și lucrurile se rezolvă altfel. Și aici vorbim de lucruri de interes local, lucruri de infrastructură, pe care dacă ei nu o să-și recunoască identitatea, acele lucruri n-au cum să se rezolve. Și vorbim aici chiar de absorbții de fonduri locale, cât și județene, cât și centrale și cele europene. Pentru că acele fonduri care sunt destinate pentru îmbunătățirea nivelului de trai a cetățenilor de etnie romă, nu o să se regăsească în comunitățile acelea care nu o să-și recunoască oamenii identitatea. Din perspectiva funcției de consilier local, cât de important este să ne declarăm ca fiind de etnie romă? De ce este important? Este foarte important pentru binele copiilor, zic eu, pentru că ei trebuie să primeze în mintea, în gândul nostru, în tot ceea ce facem până la urmă. Pentru că dacă noi creștem o,
o comunitate sănătoasă, automat și nivelul comunei, orașului, oriunde ne-am aflat, va crește. De ce spun acest lucru? Sunt foarte multe finanțări pe fonduri europene care vizează comunitățile de romi, vizează copiii din Romă și de ce, dacă sunt acești bani, de ce să nu-i accesăm pentru comunități, pentru copii, pentru toți oamenii din comună. Sper că acest recensământ va aduce beneficii substanțiale pentru oamenii din Romă, pentru copiii din Romă și până la urmă pentru toate minoritățile care locuiesc în România, și lucrul ăsta nu poate decât să ne bucure, să ne dea un impuls pentru a munci mai mult, pentru a face activități și a susține toți copiii, pentru că, repet încă o dată, copiii sunt acei oameni care pot să ne scoată la liman. Din categoria neamului de rom, și știți și dumneavoastră destul de bine că romii se clasifică pe neamuri sau pe brezle, ursari, costorari, lăieți, aurari, tismănari, rudari și așa mai departe, foarte mulți dintre ei nu-și recunosc nici astăzi apartenența etnică. Cu această ocazie, prin intermediul televiziunii dumneavoastră, i-aș ruga să și recunoască apartenența etnică și să fie mândri că sunt români și apoi de etnie romă, pentru că suntem români cu toții în această țară, iar eu sunt mândru că sunt de etnie romă, pentru că fac lucruri minunate, atât eu cât și colegii din Partida Romilor, și de ce să nu dăm aceste exemple frumoase pe care noi le facem de fiecare dată și celorlalți din jurul nostru. Mai ales că numărul real este foarte important pentru politicile publice și s-a tot discutat despre acest lucru și despre toate aspectele respective, și mai mult decât atât, populația de etnie romă trebuie să stea liniștită, dar și majoritarii, pentru că aceste date sunt pur și simplu confidențiale și nu sunt publicate, nu sunt date publice făcute după acest recensământ. Este pur statistic. Este, să știți că m-am confruntat și cu astfel de situații. Niciodată nu este nu este o chestiune la fel în birou cu cea din teren. Au fost oameni care la fel mi-au spus: domne, buletine nu vi le dăm, nici nu le-am luat, vă dați seama, dar sunt date cu caracter confidențial și nu se publică actele lor de identitate și se lucrează pe o tabletă electronică. Unde se introduc datele și se lucrează direct cu București. Chiar dacă vrem să intrăm din nou în baza de date noi de pe acea tabletă, nu mai putem, deja pleacă către centru, către București. Multă lume mă întreabă: ce ți-a dat ție Partida Romilor? Și le răspund la treaba asta: mi-a dat tăria și mândria să spun că sunt mândru că sunt rom. Sunt foarte mândru de treaba asta și am avut și, să zic, și o favoare din partea asta, că acum mi-e foarte ușor să vorbesc despre treaba asta. Când eram copil, cred că eram puțin așa reticent, pentru că până și elevii, nu eram un elev de nota 4, dar nici un elev de nota 10 foarte bine, eram peste mediu și mi-aduc aminte că ziceau profesorii: bă, vedeți, uitați, și Radu poate. Și eu trebuia să mă simt și mândru atunci, știți, la treaba asta, când ce aveam eu? În afară că eram rom, deja altceva n-aveam. Știu că tu ai reușit să fii mândru, așa cum spui, de etnia din care faci parte. Cum crezi că îi putem determina și pe ceilalți? Uite, de exemplu, pe cei care participă la procesul de recensământ. Cum îi determinăm să fie și ei mândri sau măcar să-și declare etnia? Da, foarte frumos ați întrebat. Păi, noi romii, în general, avem foarte multe momente de comemorare. Nu prea avem momente fericite în decursul istoriei noastre și cred că trebuie să venim și cu exemple pozitive, nu doar cu exemple negative. Și atunci cred că l-ar fi mult mai ușor să nu le mai fie rușine, zic eu, poate că sunt romi sau nu.
Păstrarea, valorificarea și promovarea limbii romani este unul dintre obiectivele urmărite constant în programele organizației Partida Romilor, limba romani reprezentând o garanție a menținerii și respectării identității etnice. Conform datelor obținute la recensământul din 2011, limba romani este limbă maternă pentru peste 240.000 de cetățeni români de etnie romă, iar numeroase studii arată că, în special în comunitățile tradiționale, unde limba romani este vorbită în familie, ea contribuie la creșterea stimei de sine. Datele oficiale furnizate de către Ministerul Educației și Cercetării arată că 22.000 de elevi și studenții romi vorbesc în prezent limba romani standardizată. Partida Romilor susține de peste 20 de ani studierea și promovarea limbii romani. La nivel național, Asociația Reprezentativă a Romilor s-a implicat an de an atât prin organizarea olimpiadelor naționale, publicarea de lucrări de cercetare, literatură în dialectele romilor, cât și prin susținerea studenților și profesorilor de limba romani. Continuarea acestor demersuri menite să promoveze limba romani este un obiectiv prioritar în agenda Partidei Romilor. Inițiativa domnului deputat Nicolae Păun este una extraordinară, care mă face și pe mine, după 32 de ani de activitate în mișcarea romilor, da, să mă întorc la origine. La origine, la origine eram, să învăț limba romani, pentru că gândiți-vă dumneavoastră că am venit în contact cu atâtea comunități. Mie mi se spune lăi așa. Da, și mie mi se spune caștaliu. Păi știți de ce? Da. Tocmai pentru că nu vorbim limba română. Și nu că nu vorbim. Vă dați seama că am studiat limba franceză, pe care o vorbesc foarte bine. Limba italiană nici nu mai vorbesc. N-am studiat-o, în schimb am învățat-o. Ei, cum am învățat limba italiană, cum am învățat limba franceză și tocmai limba care îmi dă mie caracteristica cea mai importantă a etniei romilor, da, identificarea mea cu etnia romilor, tocmai limba română. Dar acum n-aș putea spune că nu o știu. N-am avut curajul să o vorbesc, pentru că limba mea română pe care o vorbesc, pentru romii, romi, nativi vorbitori, pare o limbă străină, pentru că se pare că o vorbesc incorrect, așa cum și ei când vorbesc în limba română și noi criticăm. Bă, du-te și mai învață puțin limba română, da, nu? Acordurile și dezacordurile. Acordurile și dezacordurile. Da, vorbesc ca un fel de maghiar în... care vorbește română. Eu plăcut la tine. Da, sincer vorbind, mi-am propus de cele mai multe ori în toată această perioadă de 32 de ani să stau măcar o lună într-o comunitate, cum este cea de la Brăhășești, care se vorbește numai limba română, de la Ivești, unde se vorbește... Da, la Căldărari, la Târgu Bujor, să stau o lună și să învăț limba așa cum la o vorbesc ei. Fost noi. Sigur că da. Dar iată că nu mi-a permis timpul, că am avut atâta activitate în această perioadă, încât de cele mai multe ori nu mi-a ajuns timpul nici măcar pentru mine și pentru familia mea. Ce părere aveți de inițiativa domnului președinte Nicolae Păun de a se preda limba română în sediile Asociației Partida Romilor? Domnul președinte Nicolae Păun a avut o inițiativă foarte bună pentru a începe cursuri de limba română la sediile noastre, la nivel județean. Cât este de necesar să cunoaștem limba română? Poate atunci când mergem în comunități, să ne înțelegem mai ușor cu oamenii? Având în vedere că avem foarte mulți membri de etnie romă nevorbitori de limba română, cred eu că este foarte bine această inițiativă. Este foarte bună. Ne ciocnim foarte mult de o situație care devine tot mai stringentă, și anume pierderea limbii. Asta este, ne afectează destul de mult, tot mai puțin tineri vorbesc limba română și aici trebuie să intervenim. Și mă bucur că mai înainte, în ședință, am auzit de o inițiativă propusă de domnul președinte Nicolae Păun, de a introduce pe grila centrului de formare al Asociației Partida Romilor pro Europa a cursurilor de limba română, care să ajungă în toate comunitățile, la toate sucursalele din țară. Cât de necesară este o asemenea decizie care, iată, s-a votat acum în cadrul adunării generale? Sunt câteva elemente care te identifică ca aparținând unui grup etnic, iar limba este unul din ele. Și limba noastră, în mod specific, este o limbă... Faptul că este o limbă frumoasă, are așa o încărcătură, un mix din atâtea limbi. E păcat să pierzi
ceva, așa, ce s-a realizat pe parcursul unei călătorii din India până aici, cu influențele din zona prin care am trecut, e păcat să se piardă. Este foarte importantă pentru că ne identifică ca aparținând unui neam, aparținând unei etnii anume. Această inițiativă din partea domnului președinte este foarte bună, pentru că mai ales pentru tinerii care sunt în organizația noastră și sunt mulți conduși de Claudiu Muntean și Radu Biza, pe care i-ai cunoscut. Acești tineri trebuie să învețe, dacă nu știu, pentru că noi avem la Ormeniș, pot să-ți spun asta, avem un profesor de limba romanii care în fiecare an scoate elevi olimpici la limba romanii de acolo, de toate vârstele. Și cred că este o activitate de bun augur pe care sigur o vom implementa în sediile noastre. Avem resursele umane, o să discutăm aspecte referitoare la resursele financiare, dar sunt absolut convins că anul ăsta vom începe și o să ne facem treaba exact așa cum trebuie și exact așa cum scrie la carte. În județul Tulcea, 80% din romi sunt romi nevorbitori. Sunt caștali, cum se spune. Rudari, da. Majoritatea sunt rudari, sunt nevorbitori. Și atunci, sigur, că și ei ne-au ridicat de-a lungul timpului, chiar ne-au spus că și-ar dori copiilor să învețe limba romanie în școală. Iată, zic eu că în 2022 a venit momentul ca noi să învățăm toți limba romanie, să ducem mai departe limba noastră. Nu? Da, pentru că și generația s-a schimbat, au venit ceilalți din urmă, mai tineri, adică dacă noi eram tineri, majori, la Revoluție, acum am ajuns noi bătrânii, nu? Da, da. Și din urmă vin tinerii care nu mai, pe noi cumva ne speriau istoria sau problemele care au fost în trecut cu dusul la Bucu, ce au suferit bătrânii noștri. Noi nu am mai perpetuat problema asta în comunitate. Să uităm. Am încercat să uităm și am încercat să promovăm tradiții, am încercat să promovăm muzica, dansul, portul țigănesc. Recent, Guvernul României a adoptat Strategia Națională de Incluziune a Romilor 2022-2027. Prin implicarea acestei strategii se urmărește ca prin politici publice, proiecte și măsuri concrete să se obțină o mai bună calitate a vieții cetățenilor de etnie romă, prin îmbunătățirea condițiilor de locuire și infrastructură, asigurarea accesului la o educație inclusivă, evoluția profesională a cetățenilor romi și creșterea gradului de ocupare pe piața muncii, dezvoltarea serviciilor de sănătate, valorificarea și promovarea patrimoniului cultural și a identității rome și combaterea discriminării și manifestărilor rasiste. Pe data de 28 aprilie în acest an a fost adoptată strategia Guvernului României pentru incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027. Iată că actuala strategie, nu ca și celelalte, își propune să îmbunătățească accesul romilor la servicii de educație, sănătate, ocupare și antreprenoriat, locuire și infrastructură. Cum credeți că se vor schimba lucrurile, având în vedere că a fost în sfârșit adoptată această strategie a Guvernului? Eu sper că în bine. Totodată sunt sigur că cel mai mult putem schimba noi, din interior către exterior, către majoritari, să ne schimbăm nivelul de percepție. Pentru că răsfoind un pic strategia, am avut timp doar puțin să mă uit, în mare parte nu sunt schimbări majore. Dar sunt obiective importante. Sunt obiective importante, sunt schimbări la mediatorii școlari, sunt schimbări în bine la inspectorii pe problemele romilor angajați în inspectoratele școlare județene. Mi-aș fi dorit totuși să fie schimbări și în ceea ce privește experții locali pentru romi și experții pe problemele romilor din prefecturi.
Aici pot adăuga și mediatorul sanitar, dar, repet, încă o dată, la nivelul percepției, dacă suntem percepuți de majoritarii, atunci ne pot înlesni și eficientiza ceea ce vrem să facem. Vă referiți tot la autorități, pentru... probabil, nu? Când da. Spuneți la majoritari, da. Pentru da, că la ei autorități. Fac... La autorități. Da, la autorități. Dacă vom avea colaborarea și înțelegerea, și înțelegerea, cu siguranță vom putea să rezolvăm foarte multe din problemele noastre. Faptul că s-a adoptat strategia este un lucru benefic, pentru că încununează munca foarte multor persoane care s-au ocupat din cadrul Partidei Romilor Pro Europa, din cadrul altor organizații, dar per total munca aceasta s-a materializat într-un document foarte important. Ultimul parcă a fost din 2015. Da. Așa. Sperăm că acum guvernul în noua formulă guvernamentală să găsească bani pentru a putea bugeta această strategie, pentru că știți cum este. Dacă nu sunt bani, numai cu fapte bune și cu voluntariat nu prea se poate schimba prea mult în această zonă. Deși eu vin acum în ultimii cel puțin 20 de ani lucrez și în zona ONG și în zona administrativă. Ați văzut și de o parte și de alta ce înseamnă. Am văzut lucrurile și da? Dintr-o parte și din alta. Este foarte greu, mai ales în comunitățile rurale, în comunitățile sărace, care să știți că nu sunt numai rome. Sunt comunități sărace unde și românii au același. Și romi. Exact, da. Nivelul de educație este foarte scăzut, adică și vedem asta apropo de adeverințele pentru liceu. Sunt foarte puțini absolvenți de clasa 8-a. Deci mulți se opresc până la finalizarea clasei 8-a. Până în clasa 8-a și foarte mulți dintre ei nu-și mai doresc să continue. Acest lucru trebuie să ne dea foarte mult de gândit. De ce nu mai există această disponibilitate a elevilor absolvenți de clasa 8-a spre a continua și continua studiile în liceu? Și asta ar trebui să pună pe gânduri atât familiile, pentru că fără educație, practic, mare lucru nu prea din ce ați observat dumneavoastră în comunitățile de romi, să zicem din județul Buzău, care ar fi motivele pentru care tinerii se opresc atât de devreme? Cei mai mulți, să știți, din cauza situației materiale, nu neapărat pentru că nu au cu ce să meargă la școală, ci pentru că mulți încearcă să-și câștige existența. Deci sunt copii de 14-15 ani care fac activități pe care n-ar trebui să le face. Legislația românească nu permite munca la 14-15 ani și din această cauză a scăzut, să știți, și motivația. A scăzut motivația în sensul că ceea ce văd copiii în mass media actuală este că poți să reușești în viață și fără să fii... fără să ai studii foarte, foarte înalte. Acum suntem și eu după aprobarea strategiei naționale pentru romi 2022-2027. E un lucru foarte bun și foarte important. Depinde de noi acum cât de abili vom fi ca să sensibilizăm autoritățile atât locale cât și județene, cât și cele centrale, ca lucrurile într-adevăr să se întâmple în comunitățile de romi. Pentru că dacă discutăm așa, în comunitățile de romi sunt foarte multe probleme de rezolvat. Nu zic că nu au fost probleme care au fost rezolvate. Dacă discutăm de Vaslui, au fost și o anumite lucrări de infrastructură realizate, și mai ales acum, în ultima perioadă, cel puțin în ultimii 2 ani, realizări care au un efect destul de bun și un impact destul de serios în comunitățile de rom, pentru că timp de 30 de ani, da, romii din acele comunități mergeau prin pe drumuri pline de glod, de noroi, copiii la școală mergeau tot la fel. Ei, acum lucrurile s-au mai schimbat și sperăm să se schimbe în continuare, dar încă o dată depinde foarte mult de abilitatea noastră ca oameni și de insistența, bineînțeles, insistență care se face cu cât mai mulți membri, pentru că o voce singură niciodată nu o să aibă succes.
An de an, echipa emisiunii noastre a participat și v-a arătat materiale de la evenimentele culturale dedicate minorității rome din România, festivalurile interetnice, spectacolele de ziua minorităților, târgurile de tradiții și obiceiuri au fost doar câteva dintre manifestările care au prezentat bogăția și originalitatea culturii tradiționale rome. După ce pandemia a restricționat organizarea acestor spectacole, acțiunile culturale interetnice au revenit în atenția publicului cu proiecte ambițioase. Festivalul Sărbările Deltei este un eveniment de top, susținut și promovat de Partida Romilor încă de la prima ediție. Pentru că am avut o pauză de 2 ani cu acest festival de la Solina. Da. E rău cu rău, dar mai rău fără rău. I-am simțit lipsa pe perioada pandemiei. Emisiunea a fost câțiva ani cu noi, prezentă la Solina. L-ați cunoscut pe Nea Paul. Da. Da? Mă supăram anii trecuți, că îmi cerea fel și fel de informații, de istoric, de date. De... 2 ani am dus lipsa lui Nea Paul și nu numai lui. Da. Da. Pentru că am intrat așa într-o hibernare sau, nu știu, cu perioada asta de carantină. Anul acesta va continua Solina. Sincer, nici nu mai știu la ce ediție, spre rușinea mea, pentru că o să ajungem să vorbim ca înainte, anii de, dinainte de pandemie și de după pandemie, ceva de genul să folosim de aici încolo. Cred că suntem la ediția 20, ar fi trebuit să fim, 19-20, dar și se va desfășura în două etape. Undeva 8-9 iunie se va ține la Tulcea cu un seminar cu o masă rotundă și un spectacol în piața civică. Și după aceea luăm vaporul? Și după aceea luăm vaporul și plecăm la Solina 10-11 iunie. Bun, noi trebuie să ținând, să spun despre acest festival. Ținând cont că în județul Tulcea suntem toate minoritățile, că suntem 14, că suntem 18, dar suntem aproape toate minoritățile. Prin aceste festivaluri, ce au loc an de an la Tulcea și nu doar Solina, mai avem și alte festivaluri, se vrea a continua și a ne cunoaște fiecare etnie. Participăm toate etniile cu dansuri și muzică la aceste festivaluri. Așa și turiștii, pentru că trebuie să ținem cont că Tulcea e o zonă turistică, având delta Dunării la noi. Astfel și turiștii cunosc obiceiurile, cântecele, portul, care e cel mai important, portul grecesc, bulgăresc, tătăresc, lipovenesc. Și, bineînțeles, romanii. Romanii, care noi suntem bombana. Cireașa, da? Dar și noi avem un port foarte frumos și care îl prezentăm la acea paradă pe faleza Solinei cu drag și cu mândrie. Așadar, împreună cu Nina Iosif, președintele Partidei Romilor Pro Europa, județul Tulcea, vă așteptăm pe 8 iunie la Tulcea. Totodată trebuie reiterată nevoia tinerilor de a se implica în acțiuni de voluntariat. Cum te-a schimbat pe tine acest statut de voluntar, această experiență? Păi, sincer, chiar m-a schimbat. M-a ajutat la dezvoltarea mea ca om. Îmi place această comunitate. Comunitatea de tineret a romilor ajută foarte mult studenții și tinerii în formare. Mă simt mai bine în anturaj. Îmi place să ajut oameni, îmi place să vin și să mă implic în diferite activități, da. Mi se pare interactive și bune ca dezvoltare. Ce a însemnat pentru tine această îndelungată activitate ca voluntar? Păi, în primul rând, m-a schimbat enorm de mult, pentru că înainte să intru în această organizație, am tot intrat în tot felul de ONG-uri, tocmai ca să-mi dau seama cam ce-mi doresc de la viață, cam ce-mi doresc să fac. Tot felul de... Am intrat în tot felul de ONG-uri, de mediu, de asistență socială, de tot felul de... Ce te-a făcut să te regăsești fix aici, la Partida Romilor? Pentru că aparțin acestei etnii, sunt de etnie romă,
și îmi place foarte, foarte mult să lucrez cu oamenii, să văd ce probleme au, să-i ajut și crede-mă că atunci când îi ajut, chiar se, recunoștința pe care o au față de mine și față de întreaga organizație, până la urmă urmei, că singura n-aș fi putut să fac nimic, înseamnă enorm pentru mine, adică sentimentul este unic. Într-adevăr, și cred că este o dezvoltare pe toate planurile. Corect. Păi, cu această ocazie mi-am dat seama că drumul meu în viață trebuie să continue în acest sens. Adică să continui și de acum încolo să ajut oamenii și să-mi ajut mai ales comunitatea. Adică cam asta îmi doresc să fac și pe parcursul anilor. În acești 3 ani, ai vreo acțiune care te-a sensibilizat mai mult, care poate te-a făcut să-ți schimbi perspectiva asupra vieții? Sincer, dintotdeauna mă sensibilizează foarte mult copiii, pentru că eu am făcut și foarte mult voluntariat cu copii cu dizabilități, iar în această iarnă de Crăciun am fost și am dat cadouri copiilor din comunitate, adică n-am fost la noi, eu sunt din Constanța, și n-am fost în municipiul Constanța pentru că acolo de obicei ajung cu ușurință oamenii care doresc să facă un bine. Și am fost cam pe la Galița, unde ajung cam greu oamenii. Și vreau să zic că am fost într-o școală și când ne-am dat cadourile, m-am luat în brațe și m-a buvenit plânsul pentru că fetele erau atât de fericite pentru un simplu cadou, adică era o jucărie și dulciuri, dar pentru ei însemna foarte mult, pentru că în satele acelea nu există magazin de jucării sau părinții poate le iau câte o prăjitură de la magazin sau ceva dulce. Și mulți nu ajung în oraș să le cumpere o jucărie și așa. Și pentru păpușii aia s-au bucurat foarte mult. M-au luat în brațe și m-au acaparat așa cu toți. Și a fost foarte emoționant. Aia e cea mai frumoasă acțiune, când îi vezi fericiți și când vezi că obiectivul tău a fost atins. În ultimul timp, Partida Romilor prin Organizația de Tineret a lucrat la contractul de voluntariat al tinerilor în cadrul Organizației de Tineret, acest lucru fiind reglementat prin legea 78 din 2014, iar cel mai important lucru pentru tinerii din comunități, în primul rând, ar fi acela că ei prin voluntari, prin poziția de voluntar la Organizația de Tineret, pot fi un model pozitiv pentru întreaga comunitate și pot să spun că influențează major deciziile luate de cei mai mici. Dar în al doilea rând și pentru pe lângă satisfacțiile pe care le au tinerii din punct de vedere emoțional, din punct de vedere profesional au și o satisfacție foarte mare prin faptul că experiența în cadrul muncii se atribuie și anilor de voluntariat. Adică un copil care a făcut voluntariat 2 ani nu mai se duce la un loc de muncă să depună un CV ca fiind new entry, el deja are experiență de 2 ani. Iar acest lucru este reglementat prin lege, deci nu poate să spună niciun angajator vreodată că nu are această experiență. Evenimentul de la Sinaia a fost un bun prilej de reîntâlnire și de readucere în actualitate a problemelor stringente din comunitate, pe care conducerea Partidei Romilor Pro Europa le va eșalona și soluționa. Problemele comunităților de romi din România în mare parte sunt sau generalizat de la județ la județ. Bineînțeles, există și județe care au probleme mai specifice, dar în general discutăm de problema locuințelor, în mod specific a documentelor care să ateste proprietatea asupra spațiilor pe care le ocupă cetățenii români de etnie romă, problemele actelor de identitate care oarecum le-am mai rezolvat, dar mai există situații mai apărute, ținând cont că multe persoane s-au întors în țară în perioada pandemiei, avem copii care nu au certificate de naștere, sunt mai multe situații. De ce probleme v-ați lovit în mod concret și ce ați vrea să se îmbunătățească? Așa, probleme sunt multe și știți că strategia conține foarte multe pagini cu foarte multe domenii, nu? Educație, sănătate, piața muncii, eu știu. Există reticențe și aici vreau să o spun mai direct la miezul problemei. De exemplu, încerci să rezolvi anumite probleme în anumite localități și atunci poate expertul pe problemele romilor nu percepe, fiind în trend cu primarul, percepe situația, o duce în zona politică, în sfera politică și
neavând percepția. Mai mult decât cea reală, nu? Că până la urmă despre da, minoritate... există o reticență, nu știu, o teamă de a nu de a nu deranja pe domnul primar, da, și, să spunem și așa. Și asta, da, și asta în speță. Dar sper că în timp, cum am zis, la nivelul percepției lor să se schimbe și să se aplece către problemele noastre. Am văzut că tot prin intermediul emisiunii, țin să vă felicit, am văzut că se pot întâmpla tragedii atunci când rezolvi niște probleme de bază, de locuire, de curent electric. Deci e strigător la cer ca în 2022 să nu... Sunt comunități multe în județul Călăraș cu astfel de probleme? Că probleme sunt multe și sunt peste tot în țară. Sunt cel puțin câte o comunitate în fiecare din aceste 16 localități care au probleme cu actele, fie de identitate, proprietate și așa mai departe, fie cu branșarea la curent, cu apă, canal, asfaltare și asta nu mai zic. An de an, Partida Romilor Pro Europa își intensifică dialogul cu autoritățile de la nivel local, județean și, bineînțeles, mai departe, la nivel de guvern. Partida Romilor are o serie de filiale din teritoriu care au prezentat un raport de activitate ireproșabil în privința relațiilor de colaborare cu primării, prefecturi și consilii județene. Vorbim despre un proces de lungă durată, dar foarte constructiv, care s-a tradus prin măsuri concrete. Sunt autoritățile cooperative, vin în sprijinul vostru, nu știu, vă ascultă proiectele și încearcă să le dezvolte pentru comunitățile de romi? Păi, sincer, cred că doar așa poți să ajuți într-adevăr comunitatea cu adevărat, fiind acolo unde se iau factorii de decizie. Într-adevăr, am putut face foarte, cred eu, foarte multe, pentru că nu s-a făcut nimic. De când sunt consilier până în prezent, cred că pentru prima oară, am 33 de ani, prima oară în 30 de ani când a început asfaltarea într-o comunitate de romi. Eu n-am mai văzut așa ceva în viața mea. Avem și o înțelegere foarte bună și deschidere cu primarul nostru, ne înțelegem foarte bine cu el și avem mediator școlar, mediator sanitar, copiii cât de cât merg la școală. Deci cred că dacă nu aveam consilieri locali, acum în primul moment am fost doar eu, acum avem doi. Colegul meu, un prieten foarte bun din copilărie, Colibaj Mădălin, un om extraordinar care sunt prieten cu el, cred că m-am născut cu el pe stradă, e de la mine pe stradă și mă bucur că e colegul meu și facem parte amândoi din Consiliul Local Făgăraș. Primăria municipiului Craiova este, dacă vreți, o prietenă, un prieten de nădejde a Partidei Romilor, pentru că împreună s-au făcut atâtea lucruri minunate în municipiul Craiova. Să știți că din 2012 în Craiova s-au reabilitat foarte multe străzi pe infrastructură, canalizare, iluminat public în comunitățile de rom. Până în 2012 au fost foarte multe comunități care nu au avut nici măcar apă la poartă și a trebuit să-și aducă apă din mai multe zone. Asta datorită municipalității, pentru că au înțeles dumnealor că sub acest cer trebuie să trăim împreună și trebuie să ne înțelegem și trebuie să facem lucruri minunate până la urmă pentru oameni. Avem o legătură și o relație profesională cu Primăria Municipiului Craiova, iar cu ocazia recensământului ne-a dat un real sprijin, pentru că am dat o listă a recenzorilor și ni s-au aprobat. Din păcate, în alte zone din județ, primarii și-au cam făcut treaba cum au vrut dumnealor. Să știi că lucrurile decurg diferit de la un județ la altul. Și contează foarte mult de atitudinea și de comportamentul și de rezultatele pe care le-a avut fiecare lider județean de rândul anilor. Și dacă stau bine și mă gândesc la noi, la Bacău, pentru că acum eu sunt reprezentant al Bacăului, lucrurile sunt pe un trend ascendent și cred că vom avea rezultate foarte bune în relația cu autoritățile publice locale.
Organizația de tineret a Partidei Romilor este o structură care s-a format în mod firesc în interiorul Partidei Romilor ca urmare a unui număr tot mai mare de tineri romi foarte bine pregătiți, care au demonstrat că pot duce mai departe viziunea organizației. În cursul acestor două zile, cât vom sta aici, vom avea întâlniri, workshop-uri, le numim noi, de lucru, unde vom aborda mai multe subiecte, printre care activitățile ce vom desfășura în anul acesta, în 2022, vom discuta inclusiv despre strategia de tineret ce urmează să fie aprobată de către Ministerul Tineretului și Familiei, inclusiv vom veni cu niște propuneri pentru această strategie. În aceste două zile vom discuta despre structura organizației de tineret. Așteptăm noi tineri lângă noi, așteptăm să vină câți mai mulți tineri să pună umărul la dezvoltarea comunităților de romi. În perioada următoare urmează acest examen de bacalaureat și după examen așteptăm viitorii studenți să vină pentru a-și dedica recomandările. După aceste întâlniri vom începe practic activitățile pe care noi în aceste două zile le vom implementa și le vom pune în aplicare. Unul din subiectele abordate în cadrul ședinței pe care ați avut-o la tineret a fost această reorganizare a structurilor de tineret la nivel național. Cum vezi această nouă abordare? Sincer, am fost plăcut, uimit. Sunt în partidă de 15 ani și am auzit de organizare și reorganizare de multe ori. Dar acum tinerii care au fost prezenți acum la ședință, toți au avut idei foarte, foarte bune și o imagine bună de viitor. Cred că e un plus pentru partidă. Ionuț, de ce ai simțit nevoia de o așa zisă reformă a organizațiilor de tineret din țară? Nu este o reformă, este doar o campanie de organizare și de restructurare a echipelor de tineret de la nivel național. Astăzi am avut o întâlnire cu parte din structurile de tineret din țară, în jur de 15 sucursale, unde am stabilit calendarul de activități pe anul 2020, cât și pe anul 2023, unde, de altfel, derulăm și campania O nouă generație, care are ca și scop atragerea de tineri, de o generație de tineri responsabili, asumați și implicați în comunitățile de romi, cât și în viitorul lor ca și tineri participanți ai societății din România. Deci am încercat oarecum să atingem mai multe puncte prin această campanie de atragere, conștientizare, și 3 de implicare și de asumare atât a identității romei, cât și a participărilor în societatea din spațiul românesc. Suntem în reconstrucție, ca să zic așa. Am început acțiunea din regiunea Moldova și ușor-ușor o să ne îndreptăm către Ardeal, către Oltenia și către celelalte regiuni ale țării, bineînțeles și în regiunea Sud-Muntenie. Tinerii sunt dornici să iasă din case, să nu mai stea online, pentru că a stat o bună perioadă de timp și simt nevoia să se implice în fel și fel de activități. Din ceea ce am văzut în zona Moldovei, au dorința de a se implica în orice fel de acțiune pe care o derulăm noi la organizația de tineret și sperăm ca toți ceilalți tineri din celelalte regiuni să răspundă cu același vibe, ca să zic așa. Avem tineri care sunt consilieri județeni și ei la rândul lor au sprijinit foarte mult tinerii și au ajutat prin programele pentru reducerea abandonului școlar, prin foarte multe pârghii pe care statul român și Comisia Europeană le oferă tinerilor să se dezvolte. Iar acum, încheiem cu pozițiile acestea centrale de la Ministerul Educației, munca
ajunge la noi de-abia în momentul în care este prelucrată de cei de la nivel local. Și este o muncă grea pe care, pe această cale, vreau să le mulțumesc tuturor colegilor noștri de la firul ierbii, din județe de peste tot din țară, pentru că depun o muncă continuă cu toți romii, iar noi la Ministerul Educației vrem să-i sprijinim cât de mult putem, dar suntem oarecum cuprinși, eu fiind puțin mai emotiv când vine vorba de copii, când vine vorba de noi romii, în momentul în care ajung la noi foarte multe sesizări și mă gândeam, dacă eu nu eram acolo și colegii mei la Ministerul Educației, acele sesizări pur și simplu ajungeau într-un raft, undeva uitate de cineva, domnule, a pățit și romii o discriminare la una din școli. Dar ocup această poziție de 3 luni de zile și în aceste 3 luni am primit zeci de semnalmente de discriminare, de segregare școlară. Iar și la sediul asociației noastre vin foarte multe astfel de probleme care pe noi ne lasă rești, să spun așa. Și de aceea, de multe ori, poziția aceasta îți conferă oarecum o oarecare putere să poți să sun la școală și să întreb de ce se întâmplă acest lucru și să ajut cum trebuie copilul. Da, la nivelul județului Brașov avem o echipă foarte bine structurată și vorbim de echipa de tineret, o echipă care este angrenată în toate acțiunile Asociației Partida Romilor de la nivel central și vine cu sprijin pentru comunitățile de romi, cu sprijin pentru copiii de etnie romă și nu numai pentru copiii de etnie romă. Asociația de tineret a Partidei Romilor Județul Brașov oferă sprijin în permanență asociației de seniori, este mereu angrenată în activități pe educație, sănătate și mai ales că suntem în perioada de recensământ, în activitatea de autorecenzare, iar ulterior în perioada de recensământ door-to-door, ca să zic așa. Există însă, din păcate, comunității rome și filiale ale Partidei Romilor din teritoriu care au semnalat de-a lungul timpului probleme în dialogul cu autoritățile. Discriminarea rămâne un impediment serios și afectează extrem de tare comunitățile de romi. Sunt comunități care au sesizat în repetate rânduri nereguli care se fac pe criterii etnice. Asfaltarea străzilor, iluminatul public, apa potabilă, gazele și alte facilități s-au oprit la doar câțiva metri de intrarea în comunitatea romilor. Alte probleme cu care se confruntă etnici romi țin de lipsa locurilor de muncă, lipsa studiilor și a calificării, emigrare sau rata crescută a abandonului școlar. Ce activități veți avea la nivelul organizației și ce vă propune să faceți, eu știu, în perioada următoare, pe termen scurt, să zic așa, pe termen lung sunt multe de făcut. Ne-am propus ca 16 mediatori școlari și aceștia am propus ca să reau și să facă parte din comisiile de recensământ. Deci e vorba tot despre ei. Deci sunt persoane cu studii, cel puțin 12 clase. Unii au și facultate și bacalaureatul. Ne-am propus să îi angajăm. Acum iar revin, dacă vom găsi înțelegere din partea autorităților, că știți că să angajezi trebuie să plătiți. În altă ordine de idei, vrem să mai demarăm încă o serie, să spun așa, de cursuri pentru experți pentru problemele romilor și să îi angajăm să le găsiți la fel, da, și pe aceștia, da. Toți trebuie să lucreze într-o comuniune perfectă. Deci lanțul ăsta al mișcării noastre nu trebuie să aibă nicio verigă lipsă. Ne-am propus să facem o serie de acțiuni, spre exemplu, săptămâna viitoare vom merge la spital, la secția de oncologie pediatrie, unde vom da niște cadouri, niște jucării și dulciuri copiilor bolnavi. Tot cu colegii mei am mai discutat să facem un curs, un training de prim ajutor, benefic nouă,
Sper că o să ne ajute și Crucea Roșie. Am discutat puțin cu dânsii. Cine va participa la acest training? La acest training vor participa voluntarii Partidei Romilor Sucursala Dolj, cei care au beneficiat și de o recomandare la liceu și facultate. Și cam atât. Deci am conceput deja un program de deplasări în comunități pentru a informa în școli absolvenții de etnie romă de dreptul lor de a beneficia de acea adeverință și de locurile speciale acordate. Slavă Domnului că putem, pandemia ne lasă de data aceasta. Da. Nu, să știți că procedeul pe care l-am urmat eu ca organizație non-guvernamentală a fost. Știam zonele, știam școlile, puneam mâna pe telefon și întrebam. Doamna director, domnule director, câți absolvenți pe care dumneavoastră îi știți că sunt rom, nu neapărat să fie declarați. Corect, au terminat clasa 8-a și câți dintre ei credeți că ar putea să meargă la liceu? Pot să vin la dumneavoastră să fac o informare? Da. Eventual, dacă doresc, să le și dăm adeverința. Că așa am și discutat, mergem în comunități și le eliberăm celor care doresc, le eliberăm pe loc adeverințele. Doresc să, tot mergând în comunități, să identificăm, să dezvoltăm alte și să cooptăm în echipa Partidei Romilor alte comunități. La acest moment avem 10 organizații constituite la nivelul județului Buzău și avem toate șansele să avem peste 20 până în toamnă. Eu am venit cu propunerea ca să implementăm o așa zisă școală de vară, deși este mult spus școală de vară, o școală de artă, prin care copiii să beneficieze de cursuri și activități gratuite în tot ceea ce înseamnă artă. Și aici discutăm despre domeniul actoriei, avem voluntari care au făcut teatru și ne pot ajuta cu joculețe prin care copiii să reușească să se integreze într-un grup. Artă la nivelul creației, avem de asemenea voluntari care sunt studenți la Universitatea de Arte și știm cu toții că prin intermediul picturii copiii își manifestă emoțiile și trăirile, pentru că evident sunt copiii mai introvertiți și mai greu își exprimă ceea ce simt. De exemplu, la actorie avem diverse jocuri de dezvoltare personală. Observăm că acel copil, să spunem, care o deficiență este mult spus, un ușor regres pe partea de imaginea de sine și integrare, noi atunci putem veni cu psihologi care să dezvolte mult mai bine partea de imaginea de sine, pentru că integrarea pornește încă de la imaginea de sine. Ce acțiuni propui pentru următoarea perioadă pentru comunitățile de romi din județul pe care îl coordonezi? Păi aseară, stând de vorbă cu colegii mei, mi-a venit în cap o acțiune inedită, o acțiune pe care vreau să o propun la nivelul județului Brașov. Ne gândeam la o acțiune care se numească O zi din viața ta. Și le propuneam colegilor mei să facem un exercițiu de imaginație și nu numai atât, să trecem la practică și să propunem unui număr de 10 persoane, tineri și seniori de la noi din județ, să locuiască efectiv o zi în casa unui om dintr-o comunitate de rom din județul Brașov. Cu alte cuvinte, pentru a conștientiza, pentru a înțelege cum trăiesc oamenii din comunitățile noastre de rom, pentru a le înțelege viața cotidiană, pentru a înțelege ce simt, cum suferă, cum se bucură, cum muncesc, cât câștigă, ce câștigă și ce fac, să fiecare dintre noi să locuim 24 de ore într-o casă din comunitățile de romi. Prin sondaj să ajungem în comunitățile, bineînțeles, comunitățile mai sărace, comunitățile mai nevoiașe, pentru că noi nu vrem să ajungem acolo în confort, vrem să ajungem acolo în nevoie și să vedem, pentru că numai după ce petrecem probabil o perioadă de o zi acolo ne putem da seama cum trăiesc acei oameni, de ce au nevoie, în contrapartidă cu tot ceea ce înseamnă acțiunile pe care le-am făcut până acum, în care ne-am dus în comunitate, am stat de vorbă cu ei, am strâns undeva, am dat 2-3 premii, am făcut un concurs, activități bune de altfel, dar activități de conștientizare, pentru că asta avem noi nevoie și tinerii și cei mai puțin tineri,
avem nevoie de conștientizare a ceea ce înseamnă viața în comunitățile noastre de rom. Cercul vicios al sărăciei este, din păcate, elementul principal care ține pe loc comunitățile de romi, împiedicându-le să se dezvolte la adevăratul potențial. O soluție viabilă pentru a scoate din impas comunitățile sărace rămâne accesarea fondurilor europene, despre care însă cei mai mulți dintre romii de rând nu o cunosc. Există o legislație amplă, bine pusă la punct, dar la care etnicii romi nu au acces. De ce? Aflăm motivele în minutele următoare. Ce ar trebui să facem pentru a crește rata de accesare a fondurilor europene și pentru comunitățile de romi? Ar trebui cumva să separăm programele de finanțare pentru persoane, pentru cetățeni și programe de finanțare pentru ONG-uri, autorități, instituții. Programele de finanțare care sunt adresate direct cetățenilor, care sunt adresate, să zicem, firmelor. Am observat, și asta o spun la fiecare întâlnire la care particip, sunt foarte greu accesibile pentru cetățenii romi din comunități, nu mai spun din comunități defavorizate. De fiecare dată este mult mai greu de lucrat cu un grup țintă romi și toată lumea o spune asta, toate, mă rog, și entități și persoane fug practic de această responsabilitate, astfel încât observ că de la an la an scade numărul persoanelor, să zicem, formate, instruite, cu experiență în managementul de proiect, care să lucreze și proiecte sau să participe la niște concursuri, să atragă niște surse de finanțare pentru comunitățile de romi. Asta este o observație pe care o am din toată țara, nu, să zicem, în județul X sau în Y. Am observat-o pentru că, mă rog, în lumea asta managementul de proiecte mic, ne știm între noi, vorbim, discutăm. Dar de ce fug, așa cum a spus dumneavoastră, oamenii din acest domeniu? Cred că principala problemă este munca deosebit de grea cu un grup țintă romi. Deci, în cadrul unui proiect cu o finanțare nerambursabilă, însemnând fond european sau fond național, obligatoriu ai un grup țintă. Acele persoane pentru care trebuie să desfășori niște activități. Atunci când ai de lucrat cu un grup țintă romi, este clar că este mult mai mult de muncă, este atât pe a crește, să zicem, gradul de interes al persoanelor de etnie romă să participe la acel proiect, dar și de a crește, să zicem, gradul de interes al autorităților să sprijine proiectul respectiv pentru romi. Să zicem, într-o comunitate, ai o primărie, vrei să organizezi un curs, să zicem, pentru cetățenii romi și ai nevoie de sprijinul primăriei, cu o sală, cu un spațiu unde să desfășoare activitate, cu o informare la primărie ca cetățenii să fie corect informați. De foarte multe ori autoritățile refuză. Spun, dom'le, dacă eu merg pe un proiect special pentru romi, ce fac cu neromii? Mi-i pun păștea în cap. Și atunci te lovești de tot felul de astfel de probleme. Atunci o cauză ar putea fi și lipsa aceasta de interes a autorităților publice pentru comunitățile lipsa de interes, de romi? Și lipsa de interes. Păi, cunosc mulți, să zicem, prieteni, cunoștințe, care au renunțat în timp tocmai pentru că s-au lovit de aceste bariere atunci când au vrut să implementeze aceste proiecte și au rămas, să zicem, cu unele probleme. Proiectul nu și-a atins, poate, indicatorii. Dacă nu ți-a atins indicatorii pe anumite proiecte, se aplică niște corecții. Dai niște bani înapoi. Tu, ca asociație, ai cheltuit și te-ai scos de undeva. De unde? Din buzunar. Și atunci zici, bă, nu mai lucrez, gata, renunț. Deci sunt și astfel de probleme. Dar eu aș mai aduce puțin în discuție un element extrem de important pe care l-am observat și pe care căruia i s-a acordat atenție foarte puțin în ultima perioadă. Este vorba de accesarea de proiecte pentru cetățenii, pentru efectiv acea persoană din comunitatea romă sau o firmă sau un PFA al unei persoane de etnie romă din comunitatea romă. Sunt o mulțime de oportunități care de la lună la lună apar, chiar și numai luna aceasta. Există un program Startup Nation, probabil că comunitățile norome știu despre el, se pregătesc. Mai există un program de granturi pentru PFA-uri, întreprinderi individuale, SRL-uri, care au fost afectate de COVID. Mă îndoiesc că știu prea mulți cetățeni din comunitățile rome
de aceste, să zicem, oportunități. Și atunci evident, ați venit în sprijinul lor cu campanii de informare? Noi în Prahova, de exemplu, ne-am propus și am discutat cu, mă rog, conducerea Partidei Romilor din județ ca să organizăm niște campanii de informare în comunitățile rome cu sprijinul primarului. Deja am stabilit două, Drăgănești și Bucov, din ce mi-amintesc, care trebuie să le realizăm în perioada imediat următoare, măcar să ducem informația. În așa fel încât cei care chiar doresc să pună o afacere pe picioare sau să-și dezvolte o afacere existentă sau să obțină un grant care nu e neapărat pentru romi, pentru orice cetățean, dar e un grant însemnând o finanțare nerambursabilă, un sprijin de la stat, măcar să aibă acces la această informație și să poată face demersurile pentru a le accesa. Evident, pentru cei din Prahova, probabil că tot noi îi vom sprijini, da? Dacă doresc să acceseze aceste oportunități. Mi se pare, cred că ar fi important, nu știu, dacă am putea organiza la nivel național, în fiecare județ, să formăm cumva cât un specialist pe accesare de fonduri nerambursabile, pentru că și limbajul fondurilor europene este mult prea dificil ca să-l înțeleagă oricine, dar citești un document și dacă nu ești avizat, nu înțelegi nimic din el. Și atunci trebuie să vină un specialist ca să poată să te ajute să lucrezi acel proiect, să-ți explice cum trebuie implementat. Eu aș vedea, pentru că sunt într-adevăr consultanți pe piață, dar acești consultanți cer bani mulți. Sunt comunități sărace și cer avansuri când se depune proiectul. De cele mai multe ori consultanții, deci am discutat cu ei, evită să meargă în comunități de rome sau să lucreze proiecte pentru comunități de rom, mergând pe principiul că tot așa, este greu să lucrezi cu romii, este greu, ți-e teamă, mă rog, sunt multe aspecte. Și atunci, cred că e o verigă lipsă legată și pe problematica asta și atunci ar fi bine, dacă am, nu știu, viitorul apropiat, am reușit să construim o rețea de specialiști care să fie bine selectați, că am mai avut specialiști și au dispărut. Eu cunosc aspectul ăsta, am spus de 20 de ani, 21 de ani lucrez în domeniul fondurilor europene, inclusiv pentru romi. Să fie bine selectat, să avem măcar unul pe județ care să meargă în aceste campanii de informare atunci când sunt oportunități, dar totodată să și găsească modalitatea de a sprijini persoanele respective să atragă practic niște resurse și pentru familia lor, pentru firma lor, pentru comunitate, pentru că ăsta e de fapt principiul dezvoltării comunitare. Dezvoltăm comunitatea și prin dezvoltarea unor afaceri în comunitate, astfel încât dăm de lucru la oamenii din comunitate, aducem un profit în comunitate, creștem încrederea autorităților că uite, știm să facem și afaceri. Nu cred că e o problemă la rom să facă afaceri, da? Dar este cumva o verigă lipsă acolo. Seara zilei de 16 mai 1944, lagărul 2 de concentrare, Auschwitz-Birkenau. Atunci s-a mai scris o pagină de istorie. În mentalul colectiv al prizonierilor, speranța eliberării devine tangibilă, datorită a 6.000 de romi și sinti care decid să lupte cu arme improvizate pentru dreptul la viață. Deținuții luptă cu soldații SS atunci când aceștia îi scot pe toți din barăci și îi conduc spre camera de gazare. Romii și sinti își strigă disperarea prin cântece de eliberare. Armele realizate manual din lemn, pietre și cioburi de sticlă, ciocane, băte sau lopeți furate, toate sunt ascunse printre haine în așteptarea momentului potrivit. Trupele SS sunt luate prin surprindere. Este o zi fericită pentru că nimeni nu moare. Adulți și copii sunt lăsați în viață. Deci 8 mai, e sibut vasto dive, sar facto, visar simbolo. Sar facto susține. În 2 Auschwitz,
Șovardeș Sasia, Șovardeș Nazistia, Avile Mitralizențal, că te ciucearen i baraca, că ține o Roma, n-aș vrea să sucă mența te chelen Andre, numai Avile Mitralizențal te nicaven len, ta te bicelen len, te tasaven len cu gazi, ki gaz comora. A sine rezistența, Andre, Ando, Ando la gheri, ta iec manuș, pendant sa lenghe, iec dive anglal, s-o camința te grand o anasistia. Ta ca la Roma, na sute, i s-a stirat, na sute, na stadaren, i lindra, chi dine, tovera, chi dine, sa s-o aracle, cașta, pala, sa ca te brachen pe mamui o nazistia ca na sine te aven te asta star în len. Ta ce ce mă ste dar avde a care și o vardeșe nazistien ca avile giuclen țar, bare giuclen țar, mitarele în țar. În urma acestui incident, câteva zile mai târziu, pe 23 mai, romii care reprezentau o amenințare pentru sistem sunt transferați din Birkenau la Auschwitz, iar de acolo spre lagărul din Buchenwald. Alte două zile mai târziu, 82 de bărbați romi sunt trimiși spre lagărul din Flossenbürg și 144 de femei rome spre lagărul din Ravensbrück. Nu pierdeți edițiile noastre viitoare atunci când veți putea urmări un material amplu dedicat zilei de 16 mai, ziua rezistenței romilor. Echipa emisiunii noastre va fi prezentă la München, acolo unde reprezentanții ai autorităților germane și organizații neguvernamentale rome vor marca acest moment istoric unic care vorbește despre curajul romilor de la Auschwitz în fața morții.